Profeția care anunța pandemia de coronavirus. Autorul care a prezis infecția globală cu COVID-19. În ultimele săptămâni au existat multe zvonuri și mituri și dezinformări cu privire la actuala pandemie cu coronavirus. Una dintre cele mai curioase este reînvierea recentă a unei predicții postume de către psihicul Silvia Brown. Un zvon care a atras atenția în toată lumea a fost prezicerea psihologului Silvia Brown, care a publicat o carte în anul 2008 intitulată Sfârșitul Zilelor. De-a lungul cărții a fost observat un pasaj care descria situația actuală și anume infecția cu coronavirus. În jurul anilor 2020, o boală severă ca pneumonia se va răspândi în întreaga lume, afectând plămânii și tuburile bronhice și va rezista împotriva tuturor tratamentelor cunoscute. Între timp, boala va dispărea brusc de la sine, așa, cum așa a apărut, iar 10 ani mai târziu va apărea din nou, dispărând în cele din urmă definitiv. Cartea a stârnit o groază de controverse din partea specialiștilor, dar a și devenit în același timp un adevărat bestseller în întreaga lume. Printre cumpărători se poate regăsi și Kim Kardashian, care a cumpărat această carte. Pandemia de coronavirus a izbucnit în, în anul 2019 în China, reușind să infecteze zeci de mii de oameni. Virusul s-a răspândit, iar în lume sunt acum milioane de îmbolnăviri.